A fost din nou proces cu scandări la Tribunalul Dolj. S-a judecat un nou termen în dosarul în care Mario Fojica, adolescentul de 17 ani din Craiova, este judecat pentru că în vara anului trecut a înjunghiat mortal o fată de 14 ani în grădina botanică din Craiova. Colegii și prietenii victimei au venit cu pancarte în fața judecătoriei și au cerut pedeapsa maximă pentru ucigaș. Atenție, urmează detalii cu puternic impact emoțional. Cei care scandează sunt colegi și prietenei Melisei, fata de 14 ani, ucisă cu bestialitate de adolescentul de 17 ani, aflat acum în spatele gratiilor. La Tribunalul Dolj s-a desfășurat ieri un nou termen în procesul în care Mario Fojica este judecat pentru omor calificat, după ce în vara anului trecut a înjunghiat doi tineri, o fată de 14 ani și un băiat de 19 ani, în grădina botanică din Craiova. Fata a murit la scurt timp după agresiune, iar tânărul a fost salvat de medici. Mario Fojica a fost trimis în judecată în luna septembrie a anului trecut, procurorii stabilind că acesta și-a premeditat fapta. Credeți că fiul dumneavoastră nu a premeditat totul? Păi a văzut că se simțeau bine și erau fericiți acolo. Practic a plecat de acasă cu gândul supărat să ucidă. Existența discernământului există. Deci nu se pune problema că nu ar fi păstrat discernământul nici măcar parțial la momentul săvârșirii faptei. Nu, deci tot timpul el a fost lucid. Putea să se gândească că și fetița mea are familie, că și fetița mea avea dreptul să trăiască și că și fetița mea are un tată. Inculpatul a povestit din nou ieri cum a comis crima, iar avocatul lui a cerut instanței să-i schimbe încadrarea juridică a faptei. Mă așteptam să ceară orice. Acum vom vedea doamna președinte ce va decide în urma celor declarații atât de la prietenii fetei mele, cât și de la noi, de la familie. Nu știu dacă a existat vreo empatie între noi și doamna președintă. Nu știu dacă se transpune pentru o secundă în suferința noastră și cum o vrea Dumnezeu. Următorul termen în dosar a fost stabilit pentru 26 martie, atunci când instanța urmează să se pronunțe asupra cererii de schimbare a încadrării juridice. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.